Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Cele mai vizibile virtuțele tale, dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 3 decembrie, sunt energia, inteligența și farmecul. Consideri viața ca o căutare constantă de cunoștințe, experiență și aventură, te bucuri să explorezi tot ce este nou și interesant și apoi să împărtășești totul cu ceilalți dar mai ales îți place să călătorești și să întâlnești oamenii neobișnuiți. Ai o gamă largă de interese și o gândire filozofică, așa că pentru tine călătorile spirituale te interesează mai puțin decât cele care au loc în realitate. Tu nu permiți nimănui să stea în calea planurilor tale. Inventiv în întruchiparea propriilor tale idei, poți fi destul de secretoasă și adaptabilă în atingerea scopurilor tale. Cu toate acestea, nu poți fi considerat ambițioasă. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, entuziasm, sinceritate, lipsă de finețe. Ești o persoană amabilă, generoasă și corectă, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot te duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială. Dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa de obiectivitate. Te-ai născut cercetător. Trăiești în căutare constantă, cunoștințe, idei, experiență, subiecte interesante. Parteneri de gândire și comunicare. Ai tendința să schimbi locurile. Călătoria este cel mai bun hobby pentru tine, acest domeniu poate deveni profesional, te remarci prin mentalitatea ta filozofică, ai o gamă largă de interese, adori să comunici, îți faci prieteni cu ușurință, în familie preferi stabilitatea, ești mult mai interesată de ideile tale, de familie, de muncă, de hobby ca atare și nu de a câștiga faimă sau de a câștiga putere. Poate spre nemulțumirea membrilor familiei, nu ești prea preocupată de propria ta bunăstare financiară. Ești orientată către științele tehnice, ești meticuloasă. Cu toate acestea, nu ai neapărată nevoie de aprobarea celorlalți. Poți face chiar totul fără ea, continuând să faci ceea ce consideri tu necesar. Adesea, în general prefer să lucrezi singură. În realitate, ai nevoie de singurătate și, în anumite momente cruciale din viața ta, trebuie pur și simplu să te izolezi de lume. În astfel de perioade, de obicei după 30 de ani, câștigi o reputație de pustnic. Se pare că numai în singurătate ajungi la concentrarea finală a gândirii și ești scufundată în studiul subiectului spiritualității superioare, de fapt sarcinile pe care ți le impui uneori par de neînțeles, ca și cum ar fi imbuibate de un anumit scop superior. Totuși, aceste lucruri nu înseamnă deloc faptul că ești prea evlavioasă sau devotată pentru una sau altă doctrină, din potrivă, ești deseori cinică și materialistă. Pericolul pentru tine este că, prea de muncă, uiți de dezvoltarea personală. De fapt, individualitatea nu te interesează. Îți urmezi propria logică, conform căreia talentele și abilitățile tale naturale sunt doar un instrument necesar pentru muncă, dar, din fericire, mai devreme sau mai târziu, înțelegi marea înțelepciune a cunoașterii de sine la cel mai profund de nivel. Dacă reușești să faci acest pas, viața ta dobândește în cele din urmă o mare luminozitate și se concentrează asupra valorilor universale. Te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești feminină, interesantă, filozofică, veselă, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener, nu-ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini, pentru a fi cucerită inima ta. Nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 1 decembrie soartata? Ești inventivă, ai scop și ești creativă, plină de farmec, entuziasm și ești bine versată în psihologia oamenilor. Tu combini pragmatismul? O intuiție intensă și o dorință de dezvoltare intelectuală, aceste caracteristici joacă un rol major în formarea idealurilor și credințelor tale. Încet, dar sigur, mergi spre țelul tău și nu permiți nimănui să stea în calea ta. Pentru cea mai rapidă realizare, generezi idei uimitoare și unice cu o viteză uimitoare, care în cel mai scurt timp posibil te pot apropia de rezultatul dorit. Ideile adesea se dovedesc a fi profitabile, dar dacă contravin propriilor tale valori, vor fi respinse fără regret. Ești mai degrabă superstițioasă și suspicioasă și poți lucra la ceva anume timp de câteva luni, fără a spune nimănui, de temă ca alții să nu se implice. În stabilirea obiectivelor tale, ca un punct de reper, alegi ceea ce pot beneficia ceilalți, familie, persoane dragi, afaceri și nu aștepți faimă și laudă, ambițiile personale sunt în întotdeauna în fundal pentru tine. Latura financiară a vieții nu este importantă pentru tine, deși dorești să-ți asiguri familia, să-i oferi un nivel de trai decent și să fii în sprijin demn, ești extraordinar de talentată creativ, în mod surprinzător ești predispusă la științe exacte și tehnice, pe care le înțelegi până la cele mai mici detalii. O prezentare minuțioasă a obiectivului final și entuziasmul pentru realizarea lui infectează cu emoție și îți motivează colegii și asociații. Dar pentru tine aceste lucruri nu este foarte important? Ai suficientă râvnă și entuziasm? Poți face totul bine și singură. Atunci când lucrezi împreună cu alții, ești fericită să faci compromisuri și ești gata să îi partea cealaltă dacă consideri că este eficient să-ți atingi obiectivele. Ar trebui să înveți să-ți concentrezi eforturile pe un lucru, cel mai important, pentru a nu-ți risipi energia în zadar și să nu-ți pierzi siguranța înainte de vreme. Cealaltă latura a naturii tale este nevoia de solitudine, mai ales că trebuie să fii singură în momentele importante și cruciale din viața ta. Singură cu gândurile tale, reușești să atingi o concentrare maximă, să iei decizii echilibrate și măsurate. Datorită volumului de muncă, aloci puțin timp dezvoltării de sine, dar în contextul general al vieții, aceste lucruri nu te deranjează prea mult. Individualitatea pentru tine este doar un instrument care te ajută să ți îndeplinești productiv munca. Dar când înțelegi importanța cunoașterii de sine, calata de viață și liniile de ghidare se schimbă. Încerci să obții pace și armonie în relațiile tale, casa pentru tine dobândește o semnificație specială, ești acolo, într-o atmosferă calmă, cauți să te ascunzi de lumea exterioară, dragoste și compatibilitate, sociabilă, interesată cu adevărată de oameni, ai mulți prieteni, într-o relație romantică, te străduiești pentru schimbare și fior, cu toate acestea, în ciuda iubirii de libertate, rămâi de familiei tale. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești fermecătoare, activă și energică. De asemenea, Ești sociabilă, capabilă să atragi. A face o nouă cunoștință nu este o problemă pentru tine. Convergi ușor cu oamenii, poți susține o conversație pe orice subiect. Ești considerată ca o sursă de cunoștință și experiență. Îți place să studiezi, să încerci singură în diferite tipuri și ești gata să depui toate eforturile pentru a realiza ceea ce îți dorești. Cauți perfecțiunea în orice. Dacă idealul tău este de neatins, Îți schimbi obiectivele, la serviciu ești un muncitor dedicat, aceste lucru este valabil mai ales pentru proiectele bazate pe ideile tale, ai suficientă rezistență, răbdare pentru a ajunge la final, într-o carieră ca atare, nu ești fixată, tu percepi creșterea ca o normă, ca și recunoașterea meritelor tale și contribuția ta la cauza comună. Sănătate și boli adesea preabsorbite de propriile idei și hiperactivitate, uiți complete de sănătatea ta. Tot ceea ce ai nevoie în această privință este să-ți stabilești singură un program de vizită la un medic de familie, în care ai încredere de plină. Ești foarte informată despre modalitățile de tratare a bolilor fizice și psihice, dar acest lucru nu este suficient, în plus, trebuie să urmezi sfaturi utile aptitudinile tehnice pot fi utilizate cu avantaj în dietă, atunci când calculez conținutul caloric al alimentelor, conținutul de substanțe utile din acestea. Aceste lucruri te va ajuta la dezvoltarea unei abordări sănătoase a nutriției. În ceea ce privește exercițiile fizice, ți se recomandă doar exerciții fizice moderate, mersul pe jos, ciclismul, în notul. De regulă, emoțiile și dependențele sexuale sunt întrebări pur intime pentru tine, astfel încât modestia și secretul tău ar trebui respectate. Destinul și norocul, universul te a înzestrat cu voință puternică și încredere în sine. În viață, mergi ușor. Deținând talente și abilități multiple, poți alege orice ocupație și poți atinge culmile excelenței în orice afacere. Ești entuziastă? Uneori se pare că ai venit pe această lume nu pentru a ști, ci mai degrabă pentru a purta cunoștințe. Îți poți manifesta interesul pentru misticism, ocultism, poți avea un deosebit succes mai ales în vindecare, activitățile teatrale, cum va fi viața ta depinde în ce situație vei crește. Evenimentele copilăriei și tinereții vor pune bazele soartei tale, sfaturi pentru tine arată mai mult interes pentru tine și pentru dezvoltarea propriei personalități, uneori este util să transferi responsabilitatea pe umerii altora, nu-ți mai face atâta griji, ferește-te de izolare, păstrează legătura cu lumea și ajută-i pe cei din jurul tău, ai tendința să fii o persoană umilă și secretă, aceasta din urmă nu este pe placul multora, dar nu-ți schimba obiceiurile de dragul prietenilor, al familiei. A face publice secrete intime nu este cea mai bună soluție.